Dragii mei, continuăm episodul 2. Marius Manole în fața mea, Carmen Tărase în fața mea. Oare ce se va întâmpla? Fiți atenți, stați pe fază. Dar ăla era un cântec din Moldova? Trandafir de la Moldova, da. Păi de unde să fie? Trandafir de la Ardeal. Trandafir de la Moldova? Ai uitat să... Da, vrea să... Vezi, cine te sună? Nu mai, mă sună, sunt căutată, mă sună întâlnirile. O singură întrebare. Ai cumva, în toată activitatea asta ta, plenii, urgento, nebunie, da, mediatic, un retreat ți-ai pus? Nu? Înseamnă că nu ești o adevărată vedetă, un adevărat star, că nu am pus niciodată nicio, trebuie să-și pună retreat. De ce? Așa este de la ca Kim Kardashian. Da. Cum am fost la retreat. Ca să pui pe Instagram, ce dracu pe Instagram dacă n-ai retreat? Retreat. N-am retreat. O actiță fără retreat. Nu există. Nu există actiță fără retreat. Dar ce mă, tu ai retreat? Eu am retreat. Ce retreat ai? La dinți. Face retratamentul la dinți. La... Da, 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 ci că se retrag dinții. Da, gingii. După cum foarte bine știi, pe 18 ianuarie 1961, la Ploiești, a venit... Carmen. Da. A fost elevă în liceul pedagogic din Ploiești, iar între anii 1980-84 a urmat cursul Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția actorie, la clasa Olgai Tudorache. Iată dovada. Ei. Ești pregătită? Da, nu. Când am văzut piesa asta, mie mi-a venit să plâng. Uite-mă. Da, deci așa ceva... Da. Aici era la botezul lui Tudor și uite Gina Patrichi, Olga Tudorache. Ce ai făcut, Bobiță? Și eu pe acolo, pe jos, că acolo mi-era locul. Da, este ceva... Dar nici eu nu eram urățică, vezi? Hai că nu era... Era... Că erai, nu cine ți-a... Niciodată să nu cred. Eu? Ce are, mă, că era eu regret că n-am venit mai devreme. Unde? La podcast. Aici. Pe lume. Eu regret și... Și tu știi ce am făcut podcastul ăsta? Ca să vină Carmen. Din Bașca. Ca să o cunosc... Pe Carmen Tănase. Pe Carmen Tănase. Și acum... Să-mi limpezez toate gândurile despre Marius Manole. Și le-ai limpezit? Nu. 90% da. Mai sunt 10%. Dar știi cum trebuie să facem cu Carmen ca să o cunoști? A. Foarte simplu. Iei un camion, nu un camion, o dubă. Așa? O dubă și o umpli cu mâncare pentru căței și pentru pisici. Și te duci pe doamna Carmen, vreau să vă cunosc. Da. Nu? O dubă? Un camion. Un camion. Eu am, hai, prieteni, bine și idei. Un tir, da. Un tir. Astăzi, asta e cafeaua ta. Să căutăm. Nu mai e cu lapte, dar... Mulțumesc. Știam că nu e cu lapte. Am aflat. S-a terminat laptele, iubire? Da. Nu, pune sus, că o să... Prima dată, da, cum ai spus-o de mai multe ori, fii atent aici. Carmen mi-a spus aici, în fața mea, că prima dată te-a urât și că erai un nesuferit. Deci în fața mea, voi sunteți exemplul cel mai bun pe care îl putem da oamenilor. Apropo de detergentul, că intrăm în politică și ne trebuie un detergent și am discutat cu Marius despre chestia asta. Eu cred că politica a fost ceva care a urmat prieteniei. Când eram în Neandertal și când era Sapiens cu Neandertal, prima dată zicea, băi, nu era politică, era prietenie. Era prietenie, da. Voi doi nu v-ați plăcut prima dată. Ba, acum, nu e chiar așa. Nu e așa. Nu adică e așa. E așa, cum spui, știu, dar mie îmi plăcea de ea. Tu da, pentru că tu ești Și mie îmi plăcea de el, ca actor. Îmi plăcea foarte mult. Ca actor, adică ca actor. Nu pot să, deci vorbesc, știu să fac diferența de între... elemente umane aici vorbesc. Păi umane nu prea ne cunoșteam noi foarte bine și nu, dar noi nu la noi nu era de nici de uman. Era de, în primul rând, de niște neînțelegeri, în al doilea rând de niște păreri care diferau și pe care nu știam cum să le... Dar neînțelegeri noi nici n-am avut, măi. Ce neînțelegeri? Adică noi nu ne-am întâlnit să ne certăm vreodată. N-am avut. Nu. Dacă vreți acum, e spațiu. Putem să ne certăm acum? Da, nu are sens că avem de repetat. Corect. Nu, eu îl plăceam pe el foarte mult ca actor. Nu știu, el înțelege. Eu și dădeam mesaj de ziua ei în timpul ăsta când ți-am dat mesaj de ziua ta, când ne uram noi, dacă ai să cauți, ne uram. Când era și mi-ai și răspuns. Serios? La mulți ani. Mersi. Da, nu, i-am răspuns la mulți ani. Îmi doresc odată să joc dumneavoastră. Cred că i-am și trimis. Zic, mi-aș dori odată să... Nu caut, fii atent. Caută, aici. Te rog eu frumos, hai să vezi. Caut eu asta, nu mi-aduc aminte. Ba da, îți spun eu. Dacă aș întreba acum pe Elia Bogdan, să intre... Nu, am glumit. Da. Despre voi doi, eu ar zice așa. Nu ai găsit omul potrivit care să-l întrebe, adică pe Carmen Tănase, pentru că ea este mai nebună ca Marius Manole. Da. Cu mult. Mergi în turnee cu ei.
cu spectacolul ce avem noi aici. Și ea e mai țăcănită decât el. Oriunde mergi cu Carmen Tănase, fie că este în România sau străinătate, zici că a ieșit cu maimuța pe set. Nu se poate. Doamne Dumnezeule, toată lumea vrea să facă poze cu dumneavoastră, e senzațional. E un om și un artist extraordinar, se râde enorm în aceste turnee, se doarme spre deloc și abia așteptăm să se mai întâmple. Întrebarea mea. Eu când duc tava într-un turneu al vostru? Dar de ce să duci tava? Că tu ești prima donă la musicalurile alea acolo. De ce să duci tava? Păi da, da. Păi uite, putem găsi o piesă în patru personaje și aia e, avem în mod egal. Cum așa da, ceva? Da. Pentru că s-a lăsat de vin, colegul nostru. Păi și ce, crezi că m-am apucat eu? Sunt cu mașină. Doar ciocnim pentru că pentru noua noastră să noul nostru proiect. Deci, atât, atât. Și eu sunt cu mașina. Pentru noul nostru proiect. Deci cum se numește? Patru actori, patru. Se numește patru dintr-o lovitură, pa... se poate patru numi. Magnifici. Sau cei patru magnifici sau de ce ăștia patru? Da. Mai bine așa, de ce ăștia patru? De ce ăștia patru? Foarte da. Tare, bravo. De ce ăștia patru? I-am găsit un știi, face o carte. Da, și l-am rugat să scrie, să-mi facă și păi mie. Da, i-a spus. Adică mi-a zis că oamenii de acolo vor și cu mine. Și eu i-am zis, pune-i legătura, că eu am ce spune. Tu scrii în 3-2 săptămână, dacă te păi, pui. Păi, eu beau o gură, dar eu plec pe seară. Sigur că da. Okay? Până acea mănânci. Ai. Marius, da, incriminatul, da. Este în continuare fascinat de personajul pe care l-a interpretat în Inima de Țigan. Și din când în când... Nu este. Ești? Ba da. Ba, din când în când, când suntem în mașină, ne mai jucăm de-a flăcărica. Mai facem asta. Țin minte că eram undeva în Frankfurt. Așa. Aveam spectacol. Da. Ne-a povestit ceva de un spectacol vai, de-al ei nu, cu un ruș care nu se mai scotea. Nu, spectacol era o întâmplare de la Iași cu o prietenă. Da. Deci am crezut, Horia, că... Fac pe mine într-un restaurant, niciodată în viața mea n-am râs atât cât am râs în turneul ăla. Era și primul nostru turneu împreună, cred, dar am râs. Deci am murit, am crezut. Bine, că noi, fac, spun eu ce s-a întâmplat. Noi repetasem acea piesă pentru care aveam premieră la Düsseldorf 5 zile. 5 zile. Da, timp în care se și scria textul. Ea și scria deci textul. Deci 5 zile. Adică dimineața scria, noi seara repetăm. Eu având în spectacolul acesta 7 monologe. Mari. Mari. Eu prima dată, când ea nu se mai scria, Lia nu scria, nu știu ce, că era ocupată cu altceva, am zis, zic, bă, cu siguranță eu am un rol de mută sau ceva, că n-are cum. Adică se apropie plecarea și așa. Și când am văzut 7 monologe, erau 6, că al 7-lea mi l-a dat lovitura sub centură la final. Înțelegi? Deci în ultima zi, cred că l-am învățat. Da. Și eram în pragul infarctului, deci fără mișto, fără mișto. Pentru că știi și tu că urci pe scenă. Nu e totul să înveți textul atunci pe momentul ăla. Trebuie să te joci cu el, trebuie să-l treci prin tine și dacă tu nu ai niște repere în cap și ți se face blank, ai pus-o, că nu știi de unde să o iei. Adică ieși afară din scenă. Și ca să intri din alte gânduri. Mămica mea, deci eu nu știu cum n-am murit atunci. Am făcut și eu un jurământ la Dumnezeu și m-am ținut de el după aceea. Am zis, dacă eu trec și... Atunci numai eu. Dacă eu trec și de încercarea asta din viața mea, wow. În care ăsta m-a băgat, n-ai să măi, râzi. Măi, dărbedeu, ce ești, nu da. Se... Eu, în momentul în care noi nu comunicam, am zis... I-am dat telefon Liei într-o telefon, zi, și am zis... nu, întâi am sunat-o pe doamna Carmen. Nu, trebuia, istoria așa, că eu trebuia să joc un spectacol în străinătate. N-am putut să mi-au pus spectacol, am amânat spectacol, ăla s-a supărat impresarul. Zic, uite, îți fac o premieră nouă. Cu mine și cu... Și m-am gândit ce actriță vrea el cel mai tare. Și știam că cea mai tare vrea pe doamna Carmen. Zic, uite, cu mine și cu doamna Carmen. Zis, nu cred, faci? Da, am zis eu, cum fac eu lucrurile. Și până pe telefon cu spaimă, cu frică, cu asta, zic, doamna Carmen, bună ziua, Marius, m-am dat, da. Ce? Da. Vreau să facem un spectacol împreună, vreți să jucați cu mine împreună? Da. Cine? Lia scrie text? Da, bine, da, da. E, nu la Lia, am fost mai entuziast. Nu mă, nu părea, nu cred că nu părea. Nu, n-ai fost deloc mai entuziastă, că nu știai, nici nu înțelegeai ce se întâmplă în primul rând, că nu ți-am niciodată, așa. Și am scris, i-am dat telefon, Lia, trebuie să scrii un spectacol pentru mine și doamna Carmen. Păi cum șoarece cu tot? Trebuie să scrii. Bine. Și uite așa a apărut acest spectacol. Da.
Deci eu am băgat-o. Deci noi atunci, la Düsseldorf, că atunci era aia când s-a murit de râs, eram cu o seară înainte de premieră, la masă, avusesem o lectură. Nu, ți-a dat textul la masă. Am dat textul la masă și impresarul era pământ de flori, pentru că la masă, nu, la lectură... Nu, a zis gata, am pierdut toți banii. A zis gata, s-a terminat, deci am investit aiurea. Ce prost deci, am fost. Nu, a râs niciodată. Și noi eram în criză, în criză. Eram toți în criză. Și atunci a fost un râs de criză. Isteric, că nu da. E adevărat că povestea e haioasă. Dar nu e chiar așa să... Ăsta nu mai putea, deci îi curgeau lacrimile, nu mai putea să vorbească. Și zic, ia uite bă, dar ce succes am dat de frică, îți spun eu, te domina frica aia groaza, că a doua zi, gata. Deci era, ne dau cu huo românii, ne dau judecată, impresarul. Düsseldorf, impresarul ne dă judecată, adică era ceva rău de tot. Deci de asta s-a întâmplat așa, asta cu rujul. Da, dar spectacolul a fost foarte bine. De ce n-am fost eu acolo? În public. Carmen, mi-a plăcut ce ai zis Irinei Păcurariu, dacă îmi permiți. Pe scenă n-am pierdut niciodată, ba chiar am câștigat. Pe scenă mă simt cel mai bine, mai bine decât acasă. Acasă nu prea am timp să stau și când am timp am foarte multă treabă. Dar pe scenă, deși am treabă, mă relaxez, mă redescoper și aici îmi trec toate durerile. Uit tot când bate gongul. Apoi problemele revin când se stinge lumina. Asta nu s-a schimbat niciodată și bineînțeles... Oamenii aia cu datoriile... Aici, când dați, dar... Relația și dragostea pe care o am pentru fiul meu, asta nu se va schimba niciodată. Da. Așa este. Ia, ce tu, nu știi tu ești, că tu, pe scenă știi, 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 știi ce ești tu? Artistul care oricând are o clipă de monumentală, extraordinară, un monolog extraordinar, dar în același timp, în partea asta altă, prietena care zice, ce faci mă, Manole? Cele două personalități ale tale care se îmbină extraordinar, toate făcute cu dragoste. De asta te iubesc, că nu știu, domnul. Eu sunt mort după aceea. Hai să lăsăm fapte, domnul Manole. Păi fapte, ce fapte? Fapte, ce domnul Manole. Data viitoare să aveți monologul din timp scris. Fapte, domnul Manole. Știi ce a făcut acum 2-3 zile când a făcut la repetiție? Ce a făcut acum 2-3 zile? Nu e, că a făcut... M-a așteptat cu două sacoșe mari cu conserve pentru câini și pentru pisici. Așa, a vrut el. Păi dar la și câți câini și câte pisici? Marius zice așa. Uite, ăsta da, Cristian și el cu toate... Vai, dacă vă arătăm niște cățe găsiți acum... Da, discutăm acum despre când și pisici... Îi bag în curte, cam e. Marius, despre tine. Invită oamenii la teatru, dă bilete, e foarte omenoasă, e unul foarte bun. Dă de mâncare câinilor din benzinării, plângem până plecăm de lângă ei, după aceea ne gândim să ne întoarcem, să-i luăm sau să nu-i luăm, ne convingem unul pe celălalt, lasă, ai doi câini, nu mai poți salva toată planeta, cam așa sunt drumurile noastre. Deci mi-l închipui spunând toate astea. Păi na. Deci da. Asta e un lucru formidabil la tine și eu, dacă aș fi miliardar, te-aș face... La direcția... Șefa câinilor. Nu, șefa mea în general, dar șefa și a câinilor. Șefa și la câini. Câte piese aveți împreună? Nu numai la câini, și a oamenilor năpăstuiți. Și de toate. Tot ce, dar aș pune directoarea pe... Tot ce suferă pe lumea asta. Da, șefa suferinței. Da, șefa la suferință. Șefa la suferință. Ministerul suferinței. Ministerul suferinței, bă, doamna Carmen Tănase. Băi, băi, cum sună asta, bravo. E bună asta, Ministerul suferinței. Da, mișto. Da. Câte piese aveți împreună voi doi? Peretele, ce avem noi aici, pe de altă parte, ăsta le scoatem în premieră acum. Iasă acum și dă cât atât. Atât. Atât avem? Și următoarea? Da, mi se părea că avem mai multe. Patru, zic că mea. De ce ăștia patru? De ce ăștia patru? De ce ăștia patru? De ce ăștia sau, dar ăștia patru de ce? Bine, bine. Dar ăștia patru de ce? Dar așa cu dă, nu cu de. Dă ce? Dă ce? De ce? Tu ai fost acum, cu ani în urmă, când... Nu, nu ai fost. Când Carmen juca la Iași? Nu. No. Păi era nu, mic. Era mic. Păi mic, mă! Păi... Tu știi de când ți-a venit ție chefu de teatru? Da, din clasa a treia. A nu, doua. A doua. A doua, că m-a dus mama. Dar m-a dus la Tamara Buciuceanu. Da. E un început. Și nu știu dacă nu mai era acolo. Carne, brânză, lapte, ouă, foaie verde, păielată. Aș mai mânca și eu. Și știi cum a făcut? A făcut așa. A făcut așa la auto? Pentru asta trebuie să alerg... 6 ore de sport. 6 ore. Nu e... De când s-a lăsat de vin? Dar fiecare zi mă întreabă. Măi, stai un pic, noi repetăm. Măi, tu ce ai de aici? Parcă ai un băț în fund. Da, ești
gomos așa de câteva de săptămâni. Nu știu ce are, e foarte serios. E... Iartă-mă, dar masa adevărul trebuie să se acum, mărească. Și acum am fost serios, vezi? Că sera, sera... Nu, Doamne ferește. Voi n-ați mâncat de prânz, este? Doamne ajută! Doamne ajută! Da? Mi-a zis să nu mănânc mult. Dar n-am știut de ce. Mamica mea, mici. Mici, mici, da. Da. Bă, și m-am gândit la mici. Tu știi că m-am gândit azi când veneam încoace la mici? Dar nu știu de ce. Sunt mici. Să știi că al nostru iubit coleg are un speech motivațional în după-amiaza asta. Și pentru asta... Dar voi cât ați stat când ați stat la podcast? 2 ore jumate. Nu, noi am stat 4 ore jumate. Mulțumesc. Deci numai pe masă nu m-am urcat. Am jucat hore pe aici, ne-am ridicat în picioare. La 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 la. Băi, o iau la 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 la. Am și niște ochelari noi. Care? Marius mi-a dat pe amândoi. Da-ți murdat. Și pe stânga și pe dreapta. Haide să luăm la joc fata. Da, 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 da. Tu așa faci pe-n casă? Da. Mamă. Foarte bine. Bun, bun. Foarte bine. El e așa tot timpul, e generos, iubește animalele, da. Ceea ce e foarte el? Important, dar nu suportă fumatul. Da. A, asta e rău, asta da. Nu facem e pauză. Bine. Asta nu e bine. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Mai are ceva. Nu vă e foame? Nu. Nu, nu, nu. Nu, nu. Mi-am mâncat covrigi. Nu, 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 nu e foame. Nu le e foame deloc. Ce este ca un șef? Patronul la... Ce mănânci, mă? Mă, mănânc porc. Sunculiți? Bun, aș vrea să vorbesc ceva cu tine înainte să trecem la următorul capitol al întâlnirii noastre. Da, vorbește cu el, că eu am... Da, da, iubita mea. Ce vreau să spun? Tu acum ai anul ăsta, vei face 46? Da. O vârstă formidabilă. Eu am trecut pe acolo. Cum e? Super. Super. Ce repede. Acum, la 25, Așa. Este și mai tare. Fii atent aici. E ok că nu mai bei vin. Da. Dar nu e ok că nu mai bei deloc vin. De fiecare dată în viață, dragul meu Marius, dar n-am zis. Dragul meu, și vreau să ai atitudinea de elev care învață, trebuie să ai echilibru. Bine. Echilibru. Așa cum alergi ca nebunul pe străzi și nu cazi nici în stânga, nici în dreapta, de ce faci lucrul ăsta? Pentru că îți menții echilibru. Asta trebuie să faci în viață. Da, sunt de acord. Când te întâlnești cu doamna Tănase, în lume sau în România. Să fii vesel, să fii plin de viață, nu. La mulți ani, cum la mulți ani? Și nu poți să hai să ciocnim, nu poți să ciocnesc pentru că m-am lăsat. Ăsta este al tău, special pentru tine. Dă-mi voie să te servesc eu. Vă rog. Adică ce faci tu acum? Da. Dovedește lumii întregi că ești un alcoolic. Adică cum bei puțin? Așa fac prietenii. Noroc. La mulți ani, copii, sănătate, un an, o septembrie senzațional. O septembrie. Băi, n-aș fi crezut niciodată că o să-i spun ceva lui Marius și el o să zică da, fără... Păi ai zis să aibă atitudine de elev. Păi exact. Cu minte. Dacă îmi dai un personaj, eu mă duc... Eu mănânc mici, să știa că mănâncă că mici nu pot, că mă duc la spiciul ăla și nu vreau să-mi iasă. Dar nu miros, mă, usturoi. Nu miroase nimic ca usturoi. Nu miroase nimic cu păgoiul. Nu. Ți-i un spici motivațional? Nu, convin niște copii să apuce de citit. Le spune niște lucruri în foarte ce importante. Calitate? În calitate de prost care n-a știut la timpul lui. Și și-a dat seama că a făcut o greșeală și nu vreau să-i las pe ceilalți să facă aceeași greșeală. De la țară, lucruri ce... foarte frumoase le spune. Bun, aș vrea neapărat, pentru că toți colegii mei, le-am spus colegilor mei, copiii trebuie să aflăm ceva senzațional de la amândoi. Aulă. Piesa ce avem noi aici, da. Care se poate pune și asocia și acestui podcast. Ce avem noi aici? Exact. Hai. Triptură, mâncare, mici. Nebunie. Bun. Actorii străluceau pur și simplu până când a venit momentul de dans al lui Marius. Salut, știam deja ce o să fie. Auzeam deja hohotele, urletele, nebunia. Vreau să știu ce s-a întâmplat la Birmingham cu ocazia piesei Ce avem noi aici. Mi-a făcut rău. Băi, dar ce ne-am speriat. Dar nu știu ce a fost. Nici în ziua de azi nu știu ce a fost. Adică știu că... Era frig. Foarte frig. Era frig. Era frig în sală. Era. 10 grade, cât erau?
Era mov. La cap, aia, era mov pe la gură pe aici. Și la un moment dat a intrat într-o... Am dansat și după ce am dansat mă băgam în pat lângă Maria Obletin și transpiram, că dansez două minute, dar hardcore. Și m-am băgat în pat și m-am răcit brusc transpirația și m-a luat tremuratul. Am făcut hipotermie, dar știi cum a făcut? Așa era. Deci nu, uitați să vorbim. Și oamenii credeau că joci. Nu, s-a întors cu spatele. Eu l-am văzut, eram... Nu știam ce să fac, am vrut să opresc, nu știam ce să fac. Nici eu. Așa era. Dar era... A continuat. Noroc că ieșeam din scenă. Și la final am pus pe el pături, căciuli, tot felul prin cabină. Are și poze, avem și poze prin cabină pe acolo. Era vânăt. Vânăt era. Am crezut să fac infarct. De asta aveți nevoie de mine. Încă un... Pentru că eu am țesuturi adipoase. Și eu! Și eu am, dar n-am putut să-l ajut. Care trec chiar dacă am face spectacol în Norvegia. A încercat doamna Carmen să pună țesutul adipos. Dar ne-am gândit că... Nu era suficient de elastic, că trăgea. În situația aia nu era chiar cea mai potrivită rezolvare. Eu care sunt la... Să știi că... Da. Să știi că noi avem o melodie pe care am cântat-o. Așa. Carmen a cântat-o și cu alt artist al nostru. Îl știu. Cu cine, mă? Cu Damian? Și acum n-ai vrem să te băgăm și noi în cercul... Acesta... Ai dat... Adică te-am îngălzit destul ca acum să fii pregătit. La ce melodie cântați? Cred că noaptea m-a prins iar, bea de același jar, ce dacă? Opa! 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 Ai zice că sunt prost, dar eu de fapt. Dar așa, e începutul ăsta. Ritornel asta, sau cum se cheamă? Ritornate! Ați cântat, când ai cântat tu? Când am cântat eu cu tine asta? Voi doi? La podcast la eu. A, stai mă că e asta, mă, alunea Gigi, mă. A. Alunea Gigi. Păi și eu ce am cântat? La. Da, tot acolo, da. Da, știu textul. Nu știi pe de rost? Știi textul? Perfect, poate... Dar e bine că la mine eu nu sunt trecut aici. Ba, ești la al doilea, Carmen. Ah, păi, dar nu scrie. Doamne și domnilor! Doamnelor și domnilor! Am jucat și nopți, am jucat și zile. Am filmat. M-am înfierbântat și am slăbit 3 kg. Poezia Viața lui Marius Manole. Astăzi, alături de noi... cu un ritm de lăutărească deloc agresiv. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru cine? Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Am muncit și nopți, am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, dragul meu, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, dar am filmat și zile. Pentru tine, Mariusică, ca să te simți bine. Ia uite-mă! A colorat atmosfera Marius Manone! Ai voie? Marius? Pentru cine am muncit toată viața mea? Foarte bine! Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Cum? Am muncit toată viața mea. Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Am muncit și nopți, am filmat, dar am muncit și zile. Pentru tine, dragul meu, ca să te cresc bine. Ca să te simți bine. Am filmat și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te crezi bine. Hey! Aia din da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-d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 a
da, gata? Gata. Ah, aplauze pentru... Doamne. E prima dată când cântați împreună? Da. Doi, împreună, da. Dar în același spectacol cântăm în... Dar nu cântăm împreună. Peretele, a, ba, da. Nu cântăm împreună. Mi-a spus de peretele că ar fi ceva muzical acolo. Eu am intrat acum în peretele. Iar am avut infarct. Iar să mor acolo. Și o să mor și la următorul spectacol, că acum două nu joc. Și iarăși am pauză și așa. Iartă-mă, dar... Tu, nu tu, e frumos, tu spui asta de parcă ai ieșit ieri de pe băncile facultății? Dragă, am întâlnit niște nebuni care mi-au dat niște... Cum se întâmplă? Păi se întâmplă... Cu tot monumentul Carmen Tănase. Păi monumentul e degeaba dacă tu, de exemplu, care ești monumentul Horia Brenciu, îți dă cineva un cântec greu, acum, și tu trebuie să intri peste 3 ore în scenă să-l cânti impecabil. Ia, nu more acolo. Marius, te rog din suflet. Da. Eu cu Carmen, vorbesc eu acum, nu putem face piesa, proiectul De ce ăștia dă 4? Da. Ăștia 4 de ce? Ăștia 4 de ce? Doar dacă textul vine cu săptămână. Cu o săptămână, cu 3 zile înainte. Cu o săptămână sau două înainte? Două. Cât când vrei să vină textul? Ca să fac infartul. Ca să nu faci infart. Ca să nu faci infart. Ca să nu fac infart? Când? Două luni. Două luni înainte, Marius. Altfel nu colaborăm. Am înțeles. Bine. Okay. Atunci v-am schimbat. Două luni. Stai că și acum mă pregătesc de un infarct. Băi, termin. Ce infarct? Păi infarct pentru că el a zis că gata, el e de vină. Își ia liber și din 15 august, mămica mea, repetăm până plecăm. Și a plecat în Bodrum și acum pleacă în Canada și după aia are nu știu ce evenimente și după aia are nu știu ce spectacole și așa. Și mai avem tot 5 zile de repetiții. Urmează întrebarea roșie. Da. Carmen, de ce n-ai cine știe textul? Tu. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copilași. Nu este o învățare ca lumea asta. Să înveți ca un papagal acasă nu este ca lumea. Se învață la repetiții, în relații, cu partenerul. Păi o relație am învățat. Nu. Ce relații? Că n-ai avut nicio relație. Lasă-mă în pace. Nu se poate. Toate declarațiile lui, Carmen, te înșeli. El caută femeia ideală, Doamne, în continuare. Ferește, păi a găsit-o și se face că... Da, vezi că femeia ideală, Carmen Tănase, a declarat asta. Sunt într-o panică totală tot timpul. Da. Am probleme tot timpul. Mi-au apărut că de ceva sunt foarte multe de făcut și doar eu mă ocup de toate. Da. Mă, tu n-ai un ajutor? Am o doamnă care vine să mă ajute. Zim cu ce te pot ajuta eu. Vino să stai la mine când sunt eu plecată. Vii? Dăm programul. Și faci podcastul de acolo, să te văd dacă poți. Ce m-ar implica? Printre lătrături și mieunături și pisici care ți se urcă în cap și așa mai departe. Deci, pisici care mi se urcă în cap. Care trebuie schimbate litierele. Da, știu cu litierele cu schimbat. Schimbate litierele în continuu. Vezi că am descoperit la ale mele, le-am pus un fel de chip și când se apropie de ce mănâncă, se deschide automat aia, e o chestie. Dar câte pisici ai? Acum am 3. Da. Iar eu sper că în primăvară să vină în primăvară încă familia noastră să se extindă. Da. Pentru că... Cam cât să se extindă? Eu am o dorință din ce în ce mai crescândă, da, de a avea lângă mine mai multe pisici. Ce înseamnă mai multe? Nu știu, adică să fie 8. De vrea să. Vreau să facă pisici la aristocrat. Am pisici, te interesează, dar tu vrei numai de alea de rasă. Am pisici mici. Pui. Dar știi cât de frumoși? Ce faci în seara asta? Știi că sunt de frumoși? Na, în seara asta? Știți vreo melodie cu pisica? Nu. Everybody wants to be a cat. Numai în română. Na, vezi? În română așa ai. N-ai. Ah! Toată lumea pisica neagră, pisica. Nu e Baniciu? Ah! Da, 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 da. Nu e asta pisica neagră? Ceasul și pisica neagră, tita, tira, tita, ta. Da, da, da. Eu nu știu, m-am înnecat cu ceva. Cu fumul. Cu mici. Da, cu mici, acum, după, da. Da, uite, melodia. Ăsta nu e fum, drăguță. Am, da, e... Tu n-ai fumat niciodată? Ba, da. Și când te-ai lăsat? În timpul facultății, la ATF. A, bine. Da, acolo eram, era, se cerea, ești, erai artist, nu erai artist, dacă nu, spune, zi. Și cât fumai?
Nu, eram... Cât aveau colegi. Dar nu ți-e rușine, mă, Dolanule. Ieși afară. Ieși afară. Foarte bună. Întrerupem programul nostru pentru că vrem să facem un anunț foarte important. 40 de ore de fasting, fără mâncare. Ați auzit bine. Marius Manole. Doar apă, ceai și cafea fără zahăr. Citez. În legătură directă cu casa lui Marius Manole. Cum te simți? Citat. Oh, dacă nu leșim diseară la spectacol, că vreau să merg și la sală. Poate fac 72 de ore. Mulțumim, Marius Manole. Omule, cu cifra asta 40 de ore este viabilă? Care 40? 72. Ah, până la urmă ai făcut 72. Da. Păi e viabilă, că nu se întâmplă nimica. Chiar nu se întâmplă nimic rău. Nu ți-e foame. După prima zi nu-ți mai e foame. Da, suntem în directă legătură cu casa regală. Doamnei Carmen Tănase. Bună din... Dieta scandinavă. Alo, a închis doamna Carmen Tănase, nu ne poate spune nimic. Băi, fraților... Cum mă să nu vă pot spune nimic? Păi pot spune încă o grămadă. Eu nu înțeleg de ce trebuie să faci fasting ăsta cu 40-72 de ore. Așa? Când există o soluție excepțională. De gândaci. Și să o întrebăm pe Lia Bugnar. Păi ei și gata. Să o întrebăm pe Lia Bugnar că ea numai asta mănâncă, că îi și place foarte mult. Ce mănâncă numai asta mănâncă? Dieta scandinavă, nu po. Numai asta mănâncă, ce, că ce înseamnă bun. Carmen, ce înseamnă dieta scandinavă? Deci, fii atent. Acum 40 și vreo 2 de ani, niște medici nordici, așa? Din Danemarca s-au pus la o masă și au gândit ceva pentru bolnavii de diabet tip 2. Deci nu e glumă ce zic eu acum, nu e la mișto. Pentru că ea trebuie să mănânce puțin, subcaloric, dar niciodată nu au nutrienții, vitaminele necesare cu ce găsesc ei pe la magazin, pe la nu știu. Și atunci ăștia și-au pus creierele în funcțiune și au făcut această dietă care are 800 de calorii pe zi, dar tot ce trebuie în aia, alea 800 de calorii. Deci este imposibil să nu slăbești. Imposibil. Și atunci ea s-a extins și la cei cu obezitate morbidă, iar în țările, două țări scandinave, trei chiar țări scandinave, această dietă, pentru că este excepțională și pentru că e sănătoasă și așa, se decontează de casele lor de asigurare pentru oamenii ăștia bolnavi de diabet și de la noi nu e valabilă chestia asta cu decontatul. Nu, la noi nu e valabil. Dar nici nu e. Dar nici nu e. Exact așa. Dar nu e așa de costisitoare. Adică dacă împarți pe zi, te ajunge, că am ținut-o și eu. Dacă împarți pe zi, te ajunge cât cheltuiești la magazin sau în oraș cu covrigi și cu cafele și cu tot felul de chestii. Că despre restaurantele pe Dorobanți ești mult mai ieftin. Păi da, da, la restaurantele pe Dorobanți măcar au grijă și îți dau acolo frumos puțin. Nu? Și dacă vrei și zâmbesc atunci când ți-aduc... Wow. Da, eu vreau să vă spun că toată chestia asta, aceste două lucruri pe care le faceți voi câteodată sau din toate vremurile, se asociază și cu sportul sau fără la sport? El, da, la mine nu. La ea e interzis. Există o chestie, acum am vin pe Instastory, tot felul de povești cu alergatul. Mm-hmm. Tu ai fost și la un maraton. Da, la 40 de ani. Am zis că vreau să fac maratonul. Câți kilometri ai făcut din maraton? Toți. 42. În cât timp? 5 ore. Am terminat ultimul. A, mai băut o cafea. Nu, mă. S-a mai oprit, am mai fumat o țigară. Dar și fără antrenament. Adică nu m-am antrenat înainte. A, nu. Dar acum alerg 20 de kilometri liniștit. Și nu eu fac sport. Da, fac ridicări de litiere, fac pusul de apă și ridicatul. Știi, asta e o mișcare foarte pentru... bună. Cu bidonul. Căratul sacilor, îți cu sacul, hup, sacul înapoi în portbagaj. Sunt multe probe, să știi, pe care le trec cu brio în fiecare zi. Oh, Doamne, Doamne. Voi doi v-ați vizitat vreodată reciproc acasă la voi? Păi da, cum să nu? Cum să nu? Unde ați stat mai mult la... Nu, eu am stat la doamna Carmen mai mult, că la ea e și foarte plăcut acolo, că e o grădină și foarte frumos. Afară din București. Da, și sunt pisici multe și astea mici acum sunt de drăguțe că mori. Plus că noi mergem și mai repetăm la doamna Carmen. Da. Tu ai acasă vreun animăluț? Doi câini și două pisici. Da, una de la mine, o pisică. Și le ții pe în casă sau afară în curte? Pe în casă. Și se înțeleg bine? Foarte bine. N-au nicio treabă. Pentru că dacă unui câine aduce o pisicuță când e mică, el n-are nicio treabă cu... Practic acum câte animale ai în casă, dragă mea? Nu. Cum nu știi? Nu știu, mă, mica mea, le-am pierdut șirul, nu știu. Da. Nu știu.
Ele stau în casă, în curte, unde vor ele stau, înțelegi? Dar am un câine cât un ponei, întreabă-l. Da. Băbălău îl cheamă. Deci e atâta. Maidanez. De la adăpostul din Constanța. Are niște picioare lungi. Cât un ponei e. Prost. Prost de bubuie. Dar e cum se cade. Se adică joacă cu pisicile. Se joacă cu pisicile. El sare, știi? Și când sare, aruncă picioare. El nu-și dă seama ce dimensiune are, știi? Da. Și în parcare la Arțar, la noi acolo, dacă te interesează sau dacă interesează pe cineva, da, o cățelușă mică, mică. Am văzut o filmată zilele trecute de tine. A fătat șapte pui minusculi. N-am văzut în viața mea, eu de când cresc câini și am grijă de câini, eu nu am văzut asemenea câini mici. Bă, sunt atât. Dar ei umblă, mănâncă singur, dar atât sunt. Nu există pe pământ așa ceva. Și acum eu caut ceva, o soluție pentru ei, pentru că dacă îi dau pe ei, cățelușa o iau eu. Cățelușa este Horia. I-am dat să mănânce de un timp și ea este, dacă se atinge cineva de mine, cât e de mică, face crimă. Nu știi cum este cățelușa aia. De o inteligență incredibilă. Iese, când mi-aude motorul de la mașină, iese după gardă așa și se uită și e genul, hai, sunt aici, o iau. Are un nume? N-are nume. Nu are nume, dar o să aibă. Dar aia trebuie să o iau, dar trebuie să-i dau căței mici, neapărat. Aia, șapte bucăți. Nu și ai făcut vreun anunț? Adică ai postat am doar... Am pus pe Insta Story, au fost așa vreo trei cereri tentative, neconvingătoare. Da? Uh-huh. Adică dacă ajung undeva, aș vrea să ajungă bine, ei sunt atât de mici și vor rămâne mici, încât să-l țin curte pe lanț nu prea e ok. Adică aia scăței de casă, clar. Și dacă aduci cățelușa asta acasă, ca să am eu o aproximare, totuși, câte animăruțe ai în casă? Prin nu casă? Știu pisici câte sunt, pentru că mi-am aruncat peste gard două pisici extraordinar de gravide, care au fătat că n-am putut să mă duc să... Erau pui mari, ce să faci? Nu pot să-mi fac așa păcate. Și acum sunt... apar n-am, nici nu știu care cum, că sunt multe gri și seamănă între ele, înțelegi? Și nu știu care sunt. Eu dacă stric pisii, ele vin toate. Înțelegi? Toate gri. Dar câine am șapte. Șapte câine, aia știu. Eu cred că este momentul să... ne bucurăm de Carmen. Nu o să fac precum face Marius Manole cu textul. Ah, ți-ți atât de română. E cu pile aici, să jur. Păi am mai fost. El a cântat și în franceză și în engleză. A zis că nu știe. Mai era a zis German că nu știe nimic. După aceea Bruce și-a adus aminte că știe și franceză și engleză și să cânte. Dar las puțin. Știe să cânte, știi. Yeah, baby. Astăzi vom face un exercițiu de improvizație la muzică pe un text recitat. Aoleo. Da. De către Carmen. Ia, ia. Lasă. Ah, ce frumos e. Da. Nu știu dacă e varianta pe care o știu eu. A fost odată ca niciodată un uriaș cu ochii albaștri îndrăgostit de o femeie mărunțică. Ea visa să aibă o căsuță foarte mică cu o grădină sufereastră și în grădină mult caprifoi cu florile în lumină. Dar uriașul, cu mâinile ei de uriaș, menite să înalțe un întreg oraș, nu putea construi visul femeii, adică o căsuță foarte mică, cu o grădină sufereastră și în grădină mult caprifoi cu florile în lumină. Iar într-o zi, când soarele a apus, ea
ochilor albaștri le-a spus: rămâneți cu bine, căci a venit unul cu avere și stare și a dus-o pe femeia mărunțică la visul ei, adică la o căsuță foarte mică, cu o grădină sub fereastră și în grădină mult caprifoi cu florile în lumină. De atunci uriașul e singur pe lume, singur de tot. Dar și-a dat seama că dragostea lui de uriaș, menită să înalțe un întreg oraș, nu ar fi putut încăpea într-o căsuță foarte mică, cu o grădină sub fereastră și în grădină mult caprifoi cu florile în lumină. Deci, a fost odată ca niciodată un uriaș cu ochi albaștri, îndrăgostit de o femeie mărunțică. Femeia visa. Eu am altă variantă. Nu știu dacă mai... Nu e asta? Nu, am altă variantă, mai un pic mai versificată. Da, e Nazim frumos. Hikmet este excepțional. Vezi? Nu am stresat-o, nu a avut infarct, tot a fost frumos. Păi dar am citit. Da, așa se face. Cu două luni înainte. Da, că vine acum stresul cu noi. Marius, da. Carmen, da. Dacă mâine vi s-ar propune să faceți un film cu scene intime, puternice, plătit foarte bine, îl acceptați? Cu noi doi? Scene intime, puternice, noi doi? Nu are cum să fie sau puternice. Sau fiecare independent. Fiecare independent. Da. Cum? Fiecare cu alt film. Dumneavoastră cu De Niro, cum ar veni? Nu, cu Pacino. Cu Pacino și tu cu Isabella Gianni. Sau Isabel Huppert. Mai bună Isabel Huppert. Păi, foarte puternice cu Pacino. Ar fi ultimul lui film. Da. Nu mai pot. After Carmen, I can't do it anymore. Da, măi, stai că e o întrebare asta. În principiu a spune nu, cu Manole dacă mă râd cu el. Păi da, da, dar voi nu, hăiți, dar separat de el, cu Pacino, da. El, you can come in. Să intre acum. Cum ar fi să intre? Gol. Take me, Carmen. Să-ți corojezi pereții ai nebunii. Da. Da, l-am văzut. Am fost gol la întâlnire cu el. Eu simt... Ah, da, bravo. Da. Da. Eu țin minte că i-am trecut prin chestia asta când am făcut serialul în 2006 și partenera mea era Linca Goia. Și am văzut, știi, când ți se dă textul. Și, mamă, dar avem ceva de făcut. Ilinco, uite ce e acolo, zic. Și, ok, eliberați! Ați făcut, da? Operatorii prin tot felul de cotloane. N-am făcut tip Bordeanu cu Adela. Cu Adela. Nu asta, aia de sus. Pe atunci, Iura era plin de emulsie solară. Da. Cu, nu e, știi? Dar nu am făcut. Era poezia în principal. Absolut. Da. Îi plăcea cadrele luate de sus, cum era aia, și acum am stăruie pe retină, știi, imaginea din de sus amândoi, da, goi. Da. Noi n-am fost goi, dar am fost cu busturile, busturi, am dat bust. Da, la serial. Dar mi-am, știi că la un moment dat, e o chestie pe care vreau, voi aveți mai multă experiență și vreau să vă întreb. Care este limita într-o scenă de dragoste? Eu dacă trebuie să mă sărut cu Carmen Tănase mâine într-un film și mi se spune clar, eu atunci caut niște verigi, niște parâme de ale mele. Să niște verigi, să leg. Niște legături ca să mă apropii afectiv la cum nu am mai fost niciodată cu Carmen Tănase până atunci. Înțelegi? Adică eu caut să te apropii, pentru că dacă nu, eu sărutul meu este fals.
Ți se pare o abordare greșită? Sau mă implic prea mult? Sau trebuie să fiu mai glacial puțin? Mai, nu știu să spun. Eu, din fericire, că am o problemă cu asta, n-am avut parte, fiindcă eu când eram tânără și se făceau, nici nu se făceau filme cu de-astea, că nu era voie. Și apoi, când eu am început să fac serial și film și așa, deja aveam o vârstă. Am avut și eu vreo 2-3 scene din astea. Nu pot să spun neapărat că mi-au făcut plăcere, pentru că partenerul era, unul din parteneri era destul de... prinsese momentul, știi? În ce sens? Aștepta să facă asta. Aștepta să facă asta. Ori asta e o chestie profesionistă care e complicată și pentru unul și pentru celălalt. Și trebuie să ai foarte mare grijă, pentru că e... Nu știu, băi, de genial. Granița. Da, adică nu duce așa, că e, adică ai prins și tu momentul acum așa cum e. Înțelegi? Nu e ok asta. Am înțeles ce zic. E un moment greu, foarte greu. Uite, de exemplu, la un film franțuzesc, și eram tânăr atunci, la un film franțuzesc, regizor era Yves Boisset, aveam o secvență din asta cu un actor francez. Și, domne, ea era peste vreo 2 săptămâni. Nu, eu 2 săptămâni nu am dormit. M-am gândit, m-am sucit, m-am învârtit, nu știam ce să fac, cum, Doamne, Dumnezeule, cum să scap eu de jena asta, de nu știu ce, și până la urmă mi-am luat inima în dinți, pentru că mi-am dat seama că nu pot să trec de momentul ăsta, și am spus lui Yves Boisset, am o problemă mare, îmi cer mii de scuze, eram și tânără, nici nu știu, uitați, eu am o problemă cu scena asta, și omul a fost excepțional și a zis, dar care-i problema, se scoate scena sau o modificăm, ce filmul stă în asta, nu-i nicio problemă. Și m-a relaxat pe loc, știi, și a schimbat omul în așa fel încât să nu mă mai simt eu prost. Depinde, acum unii sunt foarte dezinvolți, n-au nicio treabă, dar nu e un moment ușor, nici acum, pentru unul, nici pentru altul. De exemplu, la Național am făcut Hedda Gabler cu un regia, unui mare regizor, Ostermeier, și aveam o scenă, un mini-viol cu Raluca Aprodu, dar mini-viol, adică ceva. Și n-am avut voie să ne apucăm să lucrăm până când nu ne-a adus un intimistic coach cu care din Germania, ba da, am discutat cu el pe Insta, Facebook, mă rog, așa, cu imagini, pe Zoom, în care o întreba pe Raluca până unde lași partenerul să meargă, ce ești în disconfort, ai părți ale corpului care nu vrei să-ți fie atinse, preferi să nu știu ce, să nu știu cum, tu, Marius, cât ai de gând să mergi, dacă așa, nu știu ce, nu știu cum, și s-au stabilit niște limite. Dar noi când am început ca românii, când a zis și acum urmează cine a zis, eu să fie viol, da, stop, nu vă apropiați, vă rog eu frumos, era disperat că să ne apropiem, pentru că el nu arăta niciodată pe actrițe, de exemplu, orice venea și arăta pe mine, pe actori, pe bărbați, pentru că la ei e foarte complicat să pui mâna pe cineva sau oricând se poate fata să zică... Mai ales după... Ai da. Capul și cu asta. Da, știu, dar așa e la ei. Noi ne-am apucat imediat. Cât trebuie să o violez? Pe ceas, ziceți pe ceas să știu ca să... Până unde mă întind? Care? Că noi n-avem asta încă, știi? Dar na, am făcut asta. Dar eu n-am o problemă cu asta. Adică mi-e relaxat din punct de vedere. N-am... Că... Vezi? Depinde de fiecare. Da. Bun, și acum vă spun o chestie pe care... Cei mai mic, așa, adică să se ascundă cei mai mic. Să vadă numai părțile mai opulente. Și la mine să nu se vadă cei pe jos. Exact. Păi și eu tot de mizerie, de pe jos, zic, să nu se vadă pe jos. Nu târșii pe jos. Nu uitați să... Toate aceste aventuri în cartea lui Carmen, nefăcutele lui Carmen. Nefăcutele făcubile. Tu ești puțin, Marius, da. Nu știu dacă toți actorii ar face ca tine. Tu te-ai accidentat la repetiție pentru o lume mai bună. Da. Și a jucat așa. Și ai jucat așa. Da, dacă nu mă durea, nu curgea sânge. Da, dar ai fost cusut la urgență. Da, dar nu m-a durut, n-a curs sânge. Nu știu cum n-ai. Okay. Adică, na, sau nu m-a durut în momentul ăla, după aia m-au cusut și m-a mai durut, dar în momentul ăla nu neapărat. Da. În momentul ăla nu te mai doare nimic. Da, în momentul ăla te doare nimic, oricum. Nu simți nimic. Vreau să vă întreb un singur lucru și cu siguranță aveți un răspuns pentru asta. Ce piese se vor juca peste 10 ani? Chekhov se va mai juca peste 10 ani? Da. Eu sper că da. Da. Că lumea n-o s-o ia. Există o predictibilitate negativă la capitolul ăsta? Mm. Vrei să fie o chestie mai... Oricât ar încerca, oricine ar încerca să facă ceva împotriva chestii astea, adică să scoatem piese rusești sau emoția din spectacol. Mă gândesc la piese mai grele pentru un public care...
care poate pentru viitor se va, da, are tendința să se depărteze de artă. Eu cred că trebuie începută educarea asta, pentru că se duce publicul, eu îl simțim, da, amândoi. Da. Adică simți de-a lungul publicul de acum nu mai seamănă cu publicul de acum 3 ani și în niciun caz cu publicul de acum 6 ani și nu mai are nicio legătură cu ăla de acum 10 ani. Deci este incredibil ce rapid se schimbă și îți spun eu din cauza ăstora. Vitezei cu care, da, cu, da, care dai scroll și nu mai ai răbdare sau să asculți o pauză care e încărcată cu emoție și așa, mă, oamenii, tinerii cel puțin nu mai au răbdare. E, aici trebuie umblat puțin dacă vrem să avem niște oameni zdraveni la cap, că așa demenți ăștia care dau scroll în continuu. Teatrul el se adaptează, asta e periculos, că el se adaptează. Aia, nu trebuie adaptat chiar în halul, trebuie adaptat vremurilor, dar nu chiar în halul ăsta, adică nu te duci pe prostie, știi? Adică acum ni se spune, asta vine. Mă, mai mult de 3, de 2 ore, 20, nu trebuie să țină spectacolul, că pierzi publicul, adică mai mult de, știi? Da. Adică Shakespeare-ul e complicat de joc, adică începe să devină complicat, pentru că orice Shakespeare, oricât l-ai tăiat, tot ajungi la 2 ore jumate, 2 ore 45. Da. Asta e și ideea pe care am învățat-o și eu de-a lungul vremurilor, că trebuie să reducem din spectacol, pentru că nu mai avem capacitatea de concentrare și de să stăm într-un loc, pentru că mintea e în permanență. Nu. Carmen, o întrebare scurtă. Da. Ce sunt ridurile marionetă? Astea de aici. Da. Astea de aici. Ai văzut marionetele cum sunt, au astea maxilarul detașat ca să vorbească. Da, da, da. Și aici da, da, să fac riduri, da. Astea sunt. Asta m-am citit undeva într-o... Da, păi nu e, n-a fost secret. Era un secret al tău. Asta era un secret al tău pe care îl țineai bine fenecat. O întrebare, înainte să trecem la ultimele întrebări de final. Da. Vreau să vă întreb, ce să facă spectatorul cu telefonul înainte de a intra la un spectacol? Era să zic eu... Unde să? Să și-l bage... Să-l dea pe modul. Eram la un musical cu Nour, cu Adi Nour, și la un dat toată lumea și-a închis telefoanele sau și-l-a dat pe mut. Din păcate, trebuie să-l închizi de tot. Pentru că... Alarma sună. Alarma sună peste chestia asta. Nu, sună și dacă-l închizi de tot. Pe bune? Da, da. Alarma sună oricum. Eu am blocat asta alarma. Asta lui Arafat sună oricum. Eu am blocat-o. Pe bune? Și eu am blocat-o și mi-a sunat. Deci nu știu cum tu ai ești lucrată de sistem. Sunt lucrată de sistem. Te spun sincer. Dar nu, știi ce se întâmplă? Mai grav decât că sună telefonul la un moment dat, că se întâmplă să-l uite cineva sau pur și simplu este un medic de urgență în sală care trebuie să aibă telefonul deschis tot timpul și atunci asta e mai grav este când e întuneric în sală sau se întâmplă o chestie pe scenă și tu, de exemplu, eu la ce avem noi aici, stau tot timpul cu fața la sală, stau pe... și nu văd ce fac ei în spate, că se mută spectacolul pe momente, știi? Acum e momentul meu, se aprinde lumina, pe aia se stinge lumina pe mine, e momentul lor. Și atunci eu stau tot timpul cu fața la... Eu nu văd în general, chiar dacă mă uit, ai senzația că mă uit la tine, eu nu te văd, pentru că eu mă uit în zare. Bă, fratele meu, dar dacă tu mi-a prins telefoanele și eu îți văd... Văd fața. Băi, îți văd fața. Asta e problema. Și se aprind 7 telefoane, 8 telefoane, pac, pac. Bă, de ce te uiți în telefon? Nu te interesează ce-i pe scenă? Du-te, tate, acasă, că nu te obligă nimeni. Eu odată am avut un domn care lucra în televiziune care era cu o tabletă. Nu băi, cred. Frate. O tabletă. M-am și dus la finalul spectacolului și i-am și spus la aplauze. M-am dus și am spus... Cu tableta era. Mare, vedeai iluminat, mare. Adică tu nu simți, nu simți că dacă s-a făcut întuneric, da, trebuie să fie întuneric, tu nu simți. Nu. Dragii mei, e momentul ultimei melodii înainte de ultimele întrebări. Ah. Iar oamenii ăștia vor să cânte, da, pentru că sunt făcuți să cânte. Suntem fierți. Sunt morți. Avem și experiență în sensul ăsta. Dar eu am cântat-o, măi, cu... Păi da, ai știut-o? Păi da, am învățat-o, mă, am cântat-o. Dar și tu o știi. Pun pariu pe when ce vrei marine, tu. Marine start to play, să începem să dansăm și să cântăm. Make me sway like a lazy ocean. Mai iau de la capăt. Hold me close, sway me more. Carmen! Oh, 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 oh,
a violin. Bravo, Marius. Long before it begins. Make me thrill. As only you know. Furturoase de final, care sună așa. Carmen, cafeaua de dimineață sau paharul de vin de seară? Cafeaua de dimineață. Marius, yes. Teatru, film sau podcast? Teatru. Ha-ha! Carmen, care a fost primul bărbat care a spus e nevoie de o femeie în casă? Țucu. Da, cine? Eram sigur. Meșterul Manole! Femeie în casă, zidit. I can hear the violins. Sunt și întrebări delicate. Mă duc acasă. Păi mergem acasă. E nevoie de o femeie în casă. Marius, Teatrul Național sau Broadway? Teatrul Național, pe Broadway ce să fac? Ce să fac? Să adun gunoi? Să faci pe Mickey și Charo? Da, pe Mickey Mouse. Fii atent aici. Ce nume îi pune Carmen unui câine ca mai apoi o să-i faci cadou lui Marius? Puțica. Tăiați, tăiați, mă ridic și plec. Nu, este o rușine acest podcast. A, da, nu se rușe așa. Marius, da. Radu Beligan sau Puiu Călinescu? Puiu Călinescu. Extraord, nu m-aș fi așteptat la asta. De ce? Avea geniu, avea geniu. Geniu. Avea geniu. Iată o întrebare, Carmen, Al Pacino sau Florin Piersic? Al Pacino. Te pun, deși Florin, îl iubesc pe Florin Piersic. Îl iubim cu toții. Marius, ai vrut să te faci gimnast. La ce aparat ai fi avut o șansă mare să câștigi medalie de aur? Cal cu mânere sau paralele? La măciuci. Există acest... Da, mă, da, la da, da. Cal cu mânere sau? Paralele. Paralele. Da, bară. Elea, bară. Bară aia și aia următoare. Nu, aia e paralel la fete. La nu există la băieți. A, paralel așa, alea două. Bară aia. La bară aia le fac aia tot felul de pe spate. Deci e o singură... Da. Nu mă, paralel sunt la două. E, care... da, alea asta femei. Te pui covorul la bloc. Da, aia. Aia e? Da. Da. Eu știam că pun covorul la bloc, era sfântă. Carmen, ciorbă sau supă? Ciorbă. Marius, Bendeac sau Chirilă? Bun răspuns, perfect. Cum ar veni perfect fără tine sau în pui mei? Da. Perfect. Da, nu știu. Terminăm cu chestii. Ce vrei acum să ne ajungi, știi să cânti? Nu, nu ne interesează, no, omule. Și nici nu știi. Și dacă vrei să știi, nici nu știi. Așa. Fie de aici, dar nu i-am făcut întrebarea asta. Bendic. Îți place să gătești la foc mare sau la flăcărică? Marius, rasa ta preferată de câini este? Maidanej. Bravo. Bravo. Câinele maidanej. Vezi de ce îl iubesc? Am doi. Carmen, dacă ai fi producător, în ce piesă l-ai distribui pe subsemnatul? Pe tine? Da. Oh, multe. Multe. Dar știi ce ți-aș da eu ție? Zi. Falstaff. Deci ar fi foarte bun în Falstaff. Gândește-te la asta. Eu mă gândesc la asta și în același timp mă gândesc la ce se întâmplă cu noi vis-a-vis de proiectul nostru. Și ultima întrebare. Marius, dacă ai fi pe o insulă pustie toată viața ta, cum se numește femeia pe care l-au cu tine? Așteptați, fetelor. Întrebați pe... Stai să întreb GPS-ul ăsta. N-ai cunoscut-o încă. Ai... Păi și chiar când am cunoscut-o, de unde să știu ce zic? Păi aia azi. Asta, doamna aia, Brigitte. Brigitte Bardot. Exact. Perfect. Eu cred că o iau pe... Bine, nu vă supărați, doamna Carmen, dar eu cred că aș lua-o pe Lia. Cu Lia, a? Fac sport, mâncăm sănătos, mâncăm alge, pește, pescuim. Că despre sex nici nu poate fi vorba. Da. Doamne și domnilor, noi acum am... terminat declarațiile noastre, dar lucruri simple se termină. Aoleu, ăsta e greu, mă. Mulțumim foarte mult. Cel mai greu ăsta. Acestui om senzațional, Marius Manole.
Mulțumim. Asta e finalul care că și în emisiune, nu? Mulțumim. E foarte greu, l-am ascultat și două de trei ori. Am fost alături de voi. Cristian la chitară, Edi la pian și Sergiu la tobă. Șerbaca de obicei la sunet. Mulțumim frumos Aqua Carpatica. Mulțumim și foarte Andreea, mult. Și Andreea. Și Andreea care ne-a servit ca de obicei cu promptitudine. Vinul Sâmburești a înaintat sufletele noastre, le-a înaintat spre bucurie. Orice vise aș avea, lucru și pe voi măstra. Cerul vostru eu și tu. Și tu, și tu, și tu, și tu. Mie mi-a ajutat muzica. Mie mi-a ajutat privirea ta. Poză repede că Marius da, pleacă. Ce frumos, repede, unde pleci? Poză că Marius pleacă. Unde pleci? Am de asta o prezentare la. Are prezentarea nebună. Voi stați aici în primul jos. Repede, repede, repede. Repede, repede, repede. Întârzi acolo și mă omoară oamenii. Și 10, fac un sfert, 45 de minute. Hai, eu vecinul tău. Scriu? Da. Da. Scriu ceva? Și ce vrei? Dragostea mea, viața mea e una. Cu drag. Cu drag. Cum se cheamă? Asta întreabă. De ce? De ce? Stai rog. De ce? Ăștia patru. Ăștia patru de ce? Ăștia. Ăștia patru. De ce? Patru. De ce? Sau din ce? De ce e cel mai bine? Da. Perfect. Asta. Așa nu uitați, era mici. Ne ochelari. Așa, ochelari. Ne ochelari. Iartă-mă. Gata, v-am pupat, oameni buni. Îmi pare rău, Carmen, te pup. Îmi pare rău. Ia nu, ia două ape. Una, una, că nu. Ia două ape. Vino pe aici, vino pe aici. Ia două ape. Colo pe scurtă. Ia. La Carmen, te pup. Mersi, mulțumesc. Ăștia minor a plecat, nebunul. S-a dus să bage spicuri, spicuri. Spicuri. Spicuri motivaționale. Eu acum ce fac? Vin aici, în coțișorul acum meu. Acum noi facem un podcast singur. Acum facem un podcast singur. Acum începe podcast. Acum începe podcast. Așa, în sfârșit, în sfârșit liniștiți. Să... Am mâncat un macaron, tot am mâncat. Dacă nu e problema asta, asta e problema ta. Ba, e problema. Bine, am nupo, n-am treabă. Și oricând vreau, da așa, da așa ca chestie, că... Să știi că eu sunt mândru puțin de mine. De o săptămână încoace am slăbit 1,5 kg. Băi, e foarte bine că slăbești. Întreabă-mă cum? Cum? De dorul tău! Ce crede că-ți fac vreo sport? Ce vrășeală ai! Știi ce făcea Tudor când era mic? Zicea la Gagici, pe la școală, pe acolo. Și a zis, arăți foarte obosit azi. Băi, nesimțitule, cum îți permis? Da, dar nu mă întreb de ce. De ce? Pentru că toată noaptea ai alergat prin visurile mele. Băi, era... Deci era în clasa a doua, a treia și avea... Părinții tăi sunt niște hoți. De ce? Pentru că au luat două stele și s-au pus în locul ochilor. Au furat două stele. Da, ceva, o vrăjeală, da. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit și ai făcut surpriza asta. Doamne ferește, dar mulțumesc eu foarte. Așa de bine mă simt la tine, pe cuvântul meu de onoare. De jur, este ceva incredibil. Dacă s-ar putea să țină podcastul o zi și o noapte, eu n-aș fi obosită. Marius Manole, în timpul James Brown. Bă, da, ăla e din America, nu? Da. Iată, gura da, stai, uite, astea-s marionetă.
Riduri de marionetă. Riduri marionetă astea sunt. Și acum trebuie să ne vedem din nou cândva. Poți să vii pe la tine o dată? Da, da, poți, da. Da, tu iubești animalele, n-ai probleme. Da, chiar vreau să văd. Că eu spun tuturor, bă, să știți că eu am multe animale, adică sunt așa de multe că mai vin și în capul tău și peste tine, te traversează, asta. Te... Asta e o chestie normală. Îl păstrez pe Trump. I-am pus numele deja Trump, e galben. Și am avut Obama, am avut Putin, au murit. Dar Trump nu am avut și acum e momentul să-l am și pe Trump. Dar știi ce urmează? Ce? Kamala. Nu, nu. Nu urmează Kamala, spus. Nu, n-are cum să urmeze Kamala și la mine niciodată Kamala. Predicțiile lui Carmen. Da. Nu, Kamala nu. Trump, da. Îmi pare rău de Putin că a murit, că era foarte drăguț Putin. Era puțin retard, dar era... Da, da, avea un retard, jur, tu nu știi pisici cu retard? Deci el avea un cucui mare în cap, așa, era alb, așa, și avea aici țuguiat și când îi dădeai de mâncare, făcea așa, până își lua azimutul, știi? Azimutul mâncare. Și fixa mâncarea și se ducea la ea, dar întâi făcea așa o chestie, știi? Și a zis probabil că e puțin întârziat mental și din cauza asta, știi, până procesează că e dat mâncare. Era foarte drăguț și foarte cu minte. Caramel este prințul meu. Nu prea se va acasă. El e la vânătoare după șerp, după chestii de-astea. Vine, țipă, mănâncă, le bate pe alea de pisici, că nu-i plac pisicile, îi plac câinii. Pisicile nu-i plac. Cum se apropie una, îi dă câte o labă, labă, face... Mănâncă, eu când îl mâng, îi ridică fundul așa, e castrat, bineînțeles, dar ridică coada mâncând și apoi a terminat, m-a băut apă și s-a grat. Iarna stă în casă, mai stă și prin casă, dar în general, dar e mișto iarna, că nu-i place, normal, și el cere afară, pe terasă, în speranța că a venit căldura, înțelegi? În fiecare zi. El cere. Vorbește. Mai lasă-mă, mai e frig, mai nu. Bine. Și trebuie să-i dau drumul. Și iese așa, în forță pe terasă. Oh, e frig. Oh. Și stă puțin așa pe terasă și apoi vine la geam. Îi dau drumul. Intră. Stă, culcă. Se culcă că zice bine. Până vine căldura mă culc. A doua zi iar... Mai nu s-a făcut cald, e toată iarna e așa. Și iese și mie îmi place cum iese în forță așa. Zba! Foarte tare caramel. I-am făcut gard, când m-am mutat la țară, le-am făcut un gard ca la pușcărie din ăla așa și așa, înțelegi? Pentru că am studiat problema și pisicile nu se pot cățăra așa, invers, știi? Că pică. Și atunci l-am făcut și ca la pușcărie. Caramel nu l-a atins. Peste el a sărit. Deci nu l-a atins. N-ai ce să-i faci. Bine, pa, nu ne mai filmați, măi, că suntem... Avem și momente penibile, nu se vede. Oprește filmarea, oprește.